Hello, hello, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Hai să vedem ce ne așteaptă pentru ziua de marți, 7 septembrie. Hai să vedem pentru ziua de marți. Foarte frumos. Avem asul de monede. Ziua de marți va fi o zi foarte frumoasă din punct de vedere financiar. O parte dintre voi s-ar putea să primiți niște bani, un bonus, o mică atenție, o mică mărire de salar sau e posibil să găsiți noi surse de venit. Poate aveți un hobby, vă place să tricotați, să croșetați, să pictați, să zugrăviți, să reparați lucruri prin casă și dintr-o dată găsiți aici oameni care sunt dispuși să plătească bani frumoși pentru serviciile voastre, pentru talentele voastre. La fel de bine e posibil să încasați niște facturi, niște facturi pe care le-ați emis cu mult timp în urmă și nu au fost plătite. E posibil să apară așa mici sau mari oportunități financiare în viața voastră. Așa că fiți foarte atenți astăzi și nu lăsați nici o șansă, nici o oportunitate să vă scape printre degete. Asul de monede ne vorbește despre abundență, despre un nou început plin de stabilitate financiară. Așa că dacă în această zi de marți începeți un job nou sau un curs nou, un curs de recalificare profesională sau orice alt curs prin care încercați să învățați, să dobândiți abilități noi, toate aceste lucruri sunt foarte, foarte bine așteptate. În fața voastră se deschid niște uși care o să ducă către o comoară, efectiv o comoară în viața voastră. Aici universul pune în fața voastră niște binecuvântări, aveți un înger protector care vă ajută să găsiți oportunitățile ideale pentru voi. Cei care trebuie să mergeți astăzi la un interviu, lucrurile se iasă foarte bine. Cei care vă gândiți să investiți într-un portofoliu, fie că este la bancă, la bursă sau vreți să cumpărați o proprietate, un teren, lucrurile se iasă foarte frumos, foarte benefic pentru voi. Dacă așteptați de ceva timp să vi se aprobe un credit sau niște acte financiare, astăzi este foarte, foarte posibil să primiți aprobarea pe care o tot așteptați. Per total, o zi foarte frumoasă, mai ales din punct de vedere financiar, așa că recomandarea mea ar fi să mențineți ochii deschiși și să fiți atenți la toate opțiunile, la toate oportunitățile care apar astăzi în viața voastră. Fiți vigilenți și profitați de orice șansă pe care destinul vă pune în față. Dacă v-a plăcut această interpretare și vreți să vedeți mai multe etalări de tarot pregătite de mine, vă invit pe canalul meu de YouTube, unde am etalări lunare și anuale pe zodii, precum și niște etalări foarte speciale în care răspund la întrebările voastre. Așa că nu ezitați să mă lăsați în comentarii întrebările voastre punctuale și mai devreme sau mai târziu o să vă pregătesc răspunsul pe care cărțile de tarot vi-l dau. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!